Hansel și Gretel, de frații Grimm. A fost odată un tăietor de lemne foarte sărac, care trăia în apropierea unei păduri. De la prima sa soție, care murise cu ceva timp în urmă, îi rămăseseră doi copii, Hansel și Gretel. De la cea de-a doua soție nu avea copii. Într-o noapte, în timpul unei foamete care se abătuse asupra ținutului, îi spuse îngrijorat soției sale: "Ce să facem ca să ne hrănim bieții copii?" "Uite," spuse soția, "mâine îi vom duce în mijlocul pădurii și îi vom lăsa să stea pe iarbă până când ne vom termina treaba, dar nu ne vom mai întoarce să-i căutăm, ne descotorosim de ei." "Niciodată nu am să fac asta, aș fi un laș dacă mi-aș lăsa copiii la mila urșilor și a lupilor," exclamă bietul tăietor de lemne îndurerat. "Să ne facem atunci 4 sicrie, pentru că vom muri toți de foame. În plus, cine știe, poate că în loc să fie mâncați de lupi, vor lăsa niște oameni milostivi." Femeia insista atât încât îl convinse pe bietul om, dar copiii, care erau treji din cauza foamei, auziră discuția părinților. "Suntem pierduți," spuse fetița Gretel, plângând speriată. "Nu-ți face griji, micuță," răspunse fratele său. "Am eu o soluție pentru răul care ne amenință." Se ridică cu grijă din pat, se îmbrăcă, deschise ușa și ieși fără să facă zgomot. La lumina lunii, pietricelele străluceau ca argintul. Hansel își umplu buzunarele și se întoarse mergând pe vârful degetelor. Apoi îi spuse surorii sale: "Să nu-ți mai fie frică acum, draga mea Gretel, pentru că am găsit ceea ce ne lipsea." Fata se liniști și adormiră amândoi. Dimineață, mama vitregă îi trezi și le spuse: "Haideți sus, mergem în pădure. Luați fiecare câte o bucată de pâine, dar nu mâncați pe toată odată, pentru că trebuie să vă ajungă toată ziua." Hansel, care avea buzunarele pline cu pietricele, îi dădu surorii sale bucata de pâine ca să aibă grijă de ea. Când începură să meargă, el rămăsese în urmă, dar tatăl lui observă și îi spuse: "Hansel, ce ai azi? Tu care mereu alegi înainte, acum de-abia sărăși picioarele." Băiatul găsi repede o sculă. El rămăsese în spate ca să lase pe drum pietricelele albe. Când ajunseră în mijlocul pădurii, mama vitregă le spuse copiilor: "Veți rămâne aici ca să adunați lemne pentru foc. Eu și tatăl vostru vom merge să dobărăm un stejar care este departe de aici. Ne vom întoarce de seară să vă luăm." Când copiii rămaseră singuri, făcură ceea ce li se ceruse și când obosiră, se așezară și începură să-și mănânce pâinea. Curând se întunecă și părinții nu mai veneau. "Liniștește-te, Gretel," spuse Hansel. "Când apare luna, vom pleca." Și într-adevăr, când se ivi luna, își luă sora de mână și după ce căută cu atenție, găsi pietricelele albe pe care le lăsase din loc în loc și care se luceau ca monedele noi. Mergând după urme, ajunseră acasă, unde tatăl, când îi văzu, începu să plângă de bucurie. Le spuse că nu putuse dormi toată noaptea, gândindu-se la fiarele care i-ar fi putut devora. Mama vitregă păru că se bucură la vederea copiilor, dar în sinea ei era dezamăgită.
A doua zi, un om cum se cade le dădu ceva bani ca să-i ajute, dar curând se terminară tot și sărăcia domnii iarăși în căpinul lor. Iar suntem amenințați să murim de foame, spuse femeia. Nu mai sunt decât două pâini în casă și nu mai avem niciun ban să cumpărăm altele. Trebuie să ne descorotosim de copii. Și nu putem aștepta să se termine pâinea? Blegule, când vor mai avea ce mânca? Vor fi atât de slabi încât nu vor mai putea merge. Cum o să-i mai ducem în pădure? Copiii auziră tot, ca și prima dată, și cel mare, ridicându-se, se gândi să meargă să caute alte petrecele. Dar mama vitregă răutăcioasă încuiase ușa cu cheia, astfel că Hansel, decepționat, se întoarse la culcare. Nu nimic, îi spuse lui Gretel, am altă idee și bunul Dumnezeu o ajuta. Dimineață, când plecară, Hansel se lăsă pe jos în urma lor firimituri de pâine. Ajuns în mijlocul pădurii, femeia le spuse același lucru ca și data trecută și apoi îl luă aproape cu forța de acolo pe tatăl lor, care îmbrățișa pe copii de câteva ori înainte de a-i abandona. După ce adunară lemnele, copiii se așezară și Gretel împărți bucata de pâine cu fratele său. Se lăsă noaptea și nu veni nimeni să ia, iar lui Gretel îi se făcu iar frică. Apăru luna și Hansel se aplecă în zadar să caute firmiturile, pentru că le mâncaseră păsările pe toate. Totuși, copiii găsiră o potecă și cum nu era cea pe care o căutau, se rătăciră. După ce merseră multe ore, frații Ori, deja obosiți, se așezară pe iarbă și adormiră imediat. Când se treziră, își potoliră foamea cu niște fructe de pădure și apoi reîncepură să caute drumul către căminul lor. A treia zi văzură în luminiș o casă cu pereți din albiță și ferestre din zahăr. Hansel smulse o bucată și spuse, poftim surioară, care compensă pentru necazurile pe care le-ai îndurat. Deodată, din casă se auzi o voce care spusă, cine ronță e zahărul meu? Vântul care fărâmă cristalele, răspunse repede Hansel și smulse o bucată și mai mare ca prima, în timp ce își înfipse dinții într-o bucată de albiță pe care o scosese din perete. Ușa se deschise și apăru o bătrână cu o figură oribilă. Copiii, speriați, scăpară zahărul și albița, dar bătrâna, în loc să-i certe, zâmbi și le spuse. Casa mea e plină de bunătăți. Intrați, copii, veți fi tratați ca niște prinți. Liniștiți, copiii nu observară dinții mari și ascuțiți ai bătrânii și intrară în casă. Mâncară fructe, prăjituri și bomboane gustoase și după aceea bătrâna îi duse într-un etac frumos, unde erau două pătuțuri foarte curate. Copiii se așezară în pat și adormiră imediat, dar bătrâna era o vrăjitoare, care își făcuse casa din albiță ca să atragă copiii și să-i mănânce. Răutăcioasa femeie râdea și cânta, lingându-și pe buze la gândul bucatelor gustoase care o așteptau. Dimineața de vreme intră în atac și pipăindu-i pe copii își dădu seama că sunt foarte slabi. Când se treziră, îl duse pe Hansel în curte și prin tot felul de tertripuri îl băgă într-o cușcă. Apoi, schimbându-și tonul, îi spuse lui Gretel cu o voce răstită. Hai, leneșul, la muncă! Mergi la bucătărie și prepară prânzul și când e gata, adu-i o farfurie fratelui tău, că vreau să-l sunt graș și să-l mănânc. Gretel plânse cu lacrimi fierbinți și o rugă în genunchi pe vrăjitoare să ierte fratele, dar vrăjitoarea o amenință că o omoară și o mănâncă înaintea lui Hansel. Gretel trebuie să o asculte și când veni vremea prânzului, bătrâna-i dăduse iar chiar ea mâncarea lui Hansel, chiar gândindu-se la un plan, era mai liniștit ca înainte. Și așa încercă vrăjitoarea să-l îngrașe pe copil, dar de fiecare dată când îi poruncea să scoată un deget printre gratile cuștii, băiatul scotea câte un os de pui fără carne. Mai să fie, ce ciudat să mănânc atâtea lucruri bune și să fiu în continuare slab. După o lună de așteptare, spuse fetiței, mâine este ziua mea și vreau să-mi fac cadou o friptură bună. Îl voi mânca pe fratele tău, fie el gras sau slab, și acum am nevoie de pâine caldă. Încinge cuptorul și prepară masa.
Gretel îi spuse cu inima plină de neliniște. Mai bine am fost mâncați de fiare decât să-mi văd obligată să o ajut pe vrăjitoarea asta urâtă să pregătesc moartea fratelui meu. Când aprinse focul, veni bătrâna, deschise ușa cuptorului și spuse lui Gretel: nu știu dacă este gata, intră-te în cuptor și spune-mi dacă s-a încins destul. Tocmai ei trecuse prin cap ideea că friptura din carne de fetiță ar fi un deliciu, dar fata ghici, în privirea feroce a bătrânii, dorința acesteia și îi răspunse: și cum să mă urc eu pe gura cuptorului dacă sunt așa de mică? Ești proastă și mai mult decât atât, mormăi bătrâna. O să-ți arăt eu. Și urcându-se prin scaun, se cocoță pe ușa cuptorului. Viezi? Și când se pregătea să se coboare, Gretel, într-un efort disperat, o împinse pe bătrân în cuptor, închise ușa și trase zăvorul. Vrăjitoarea a început să țipe și o imploră pe fetiță să-i deschidă, oferindu-i pe lângă iertarea lui Hansel o mulțime de lucruri frumoase. Fata nu-l lua în seamă, ci plecă în curte și își eliberă fratele, plângând nefericire. Bătrâna arsese, iar copiii, dând o raită prin casă, găsiră o mulțime de pietre prețioase și de bani. În final, umplură un coș mare cu provizii și începură să caute casa părintească. A doua zi, la ieșirea din pădure, întâlniră un râu care le tăia calea. Nu exista nici pot, nici barcă pentru al traversa, dar la mal, în ota maestuos, o lebădă splendidă. Frumoasă lebădă, spuse Gretel cu o voce dulce, ne putem duce și pe noi la malul celălalt. Lebăda, înțelegând rugămintea, se apropie, fetița se urcă pe ea și trecu râul. Apoi, lebăda se întoarce după Hansel și îl duse și pe el. Merseră multă vreme și cu ajutorul unor oameni buni care îi îndrumară spre casă, ajunseră cu bine. Își găsirea tatăl la ușă, foarte trist, plângând după copiii pierduți și blestemându-se că ascultase sfaturile rele ale soției. Aceasta murise pentru că își lupsise gâtul și 7 coaste căzând într-un copac. Hansel, Greta și tatăl lor se îmbrățișară, apoi copiii dădură tatălui lor bogățiile pe care le-a adus și trăiră fără griji mulți ani.